Salutare tuturor! În acest scurt clip vă voi arăta cum vă descărcați aplicația Patreon pentru telefoanele mobile ca să o folosiți la orice oră, în orice loc, oricând să aveți posibilitatea să vedeți tutorialele și partiturile de pe telefon. Abia aici sus, după cum vedeți, portocaliu, aplicația Patreon. Eu voi folosi Apple Store aici. Voi, dacă aveți telefoanele pe Android, folosiți magazinul Play. E aceeași procedură. Deci descărcăm aplicația. O instalăm. Avem descărcată aplicația, acum o deschidem. Apare așa pagina. Deci dacă avem profil, continuăm cu e-mail-ul, cu Facebook-ul, Google, nu are importanță. Dacă nu aveți profil, mai jos este sign up, puteți să vă faceți direct aici pe telefon un nou profil. Da, eu o să mă loghez cu e-mail-ul. Ok, acum că ne-a logat, ne apare pe mijlocul ecranului de la telefon așa tabliță care ne întreabă dacă permitem aplicației Patreon să ne transmită notificări pe telefon. Aici apăsăm Permiteți și asta va permite pe viitor, eu când postez un tutorial sau o partitură, să vă apară notificarea direct pe telefon și să fiți la curent oricând postez ceva nou acolo pe Patreon. Deci, Permiteți. Mai departe avem ultimele mele postări, fie ele partituri sau tutoriale. Da, deci așa va arăta newsfeed-ul aplicației. Aici vor fi toate postările mele. Așa puteți apăsați play, puteți vedea tutorialul direct pe telefon, fără nicio problemă. Da. Derulăm. La orice minut. Deci e foarte simplu. Hai să vedem și partitura acum, cum e, da? Apăsăm pe ea, apare ca imagine, frumos pe telefon, clar. Putem mări. Deci orice detaliu este vizibil și ușor de studiat, chiar și de pe telefon, după cum vedeți. Deci cam așa arată aplicația de pe telefon și foarte simplu de folosit. Asta este toată procedura, deci este foarte simplu. Mai departe vă aștept deja pe canal să vă abonați în număr cât mai mare pentru a vedea toate tutorialele și partiturile care le voi posta acolo. O zi bună tuturor!